Berbec. Veți fi exact la locul potrivit, gata pentru a deschide o nouă ușă spre un la fel de nou domeniu. Poate este vorba de o nouă slujbă, un hobby nou sau o promovare. Sunteți plictisiți de rutină și o schimbare v-ar mai ușura din neliniștea ce vă caracterizează. Taur. Problemele de relație ivite în ultima vreme pot fi rezolvate doar dacă aveți o discuție serioasă cu persoana iubită. Nu trebuie să vă înspăimântați să o luați pe altă cale care vi se potrivește cel mai bine. La serviciu, șefii sunt mulțumiți, iar o recompensă nu întârzie să apară. O meritați din plin. Gemeni. Aveți grijă ce vă doriți pentru că astrele vă pot înlesni cererea. Dacă încă sunteți singuri, cineva special poate intra în viața dumneavoastră, iar dacă aveți deja partener, acesta vă copleșește cu multă afecțiune. În weekend, doar cei mai buni prieteni vă pot scoate din visarea ce vă cuprinde. Rac. Energia pozitivă ce vă înconjoară ar putea constitui șansa pe care o vânați de atâta vreme. La serviciu, un coleg care nu este prea binevoitor vă va pune nervii la încercare. Străduiți-vă să vă mențineți calmul când interacționați cu ceilalți. Nu toți vă tratează la fel. Leu. Nu credeți chiar tot ce vi se spune, pentru că pot ajunge la urechile dumneavoastră informații nu tocmai corecte. În weekend, un prieten vă cere ajutorul și nu veți întârzia să-l sprijiniți. Aveți grijă și de propriile nevoi. Este bine să vă răsfățați cât de des puteți. Fecioară. Un eveniment neașteptat vă deraiază ordinea de zi. Problemele familiei vor veni în prima linie. Vă puteți decide să faceți câteva schimbări în locuință sau să socializați cu mai mulți prieteni ca de obicei. Esențial este că o persoană influentă vă ajută să atingeți un obiectiv în carieră. Balanță. Încă de luni, un asociat încearcă să vă lămurească să încheiați un acord financiar. Înaintea hotărârii, nu ar fi rău să citiți cu atenție actele. Lămuriți-vă și abia apoi decideți. În weekend suferiți o schimbare de energie, însă inima și mintea vor rămâne sincronizate. Scorpion. Agitația din ultima vreme vă face mai irascibil ca de obicei. Atunci când simțurile vă avertizează, este bine să țineți seama de ele, mai ales că veți face cunoștință cu o persoană nouă. Nu uitați că la un moment dat trebuie să mergeți doar pe un drum. Săgetător. O șansă apare în calea dumneavoastră și este bine să nu o scăpați. Perspectiva reușitei planului este garantată dacă profitați din plin. La serviciu, un coleg negativist poate să vă critique comportamentul. Evitați oamenii cu energie negativă. Capricorn. Revizuiți-vă obiectivele pare să fie sloganul acestei săptămâni. Ați evoluat în ultima vreme și astfel au crescut și ambițiile. Emoțiile vor atinge apogeul în weekend. Ce-ar fi să învățați să dansați tango dacă tot vreți să faceți ceva nou? Vărsător. Diplomația este cheia pentru a obține ceea ce vreți de la alții. Dacă ezitați să luați măsurile la timp, mai târziu veți regreta. Și pesimismul trebuie alungat din mentalitatea dumneavoastră. Uitați-vă pe cer, nu doar să căutați norii cei mai întunecați. Pești. Un proiect necesită un efort suplimentar și veți fi obligat să luați o decizie dificilă ca să-l realizați. Poate cereți ajutorul celui mai bun prieten pentru a vă orienta mai bine. În weekend este bine să alegeți și distracția pentru mai multă destindere. Nu vă mai puneți atâtea bariere.